Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog, tot de aici, din Tanger. Este ultima mea zi în Tanger și am zis să o petrec cât mai frumos, cât mai relaxant, așa că am mers 15 minute până la Marina Bay, iar puțin mai departe este plaja din Tanger, plaja publică din Tanger. M-am uitat așa din depărtare, nu prea sunt oameni, însă dacă toți sunt aici, de ce nu să văd și cum arată plaja la ei. Ia priviți în spatele meu câte bărcuțe sunt, câte iahturi sunt. Foarte frumos, foarte, foarte frumoasă zona aceasta, este liniștită. La ora asta nu prea sunt foarte mulți oameni în jur. Ia, stați un moment că a venit un gardian să vedem ce vrea de la mine. Probabil îmi zice ceva că nu trebuie să înregistrez. Imediat revin. Haideți că m-au nebunit ăștia cu permisul lor ca să înregistrez. Sunt foarte multe locuri pe aici unde dacă te văd că înregistrez, vin repede la tine pentru că au impresia că ești, cine știe, un jurnalist, ceva de genul ăsta. Cine știe ce e mintea lor. În fine, și mi-a zis domnul ăla că dacă vreau să înregistrez, să fac poze, am nevoie de un permis, trebuie luat de aici, ia, ca să poate chiar să-mi dea și un interviu. Zic, wow, wow, nu, zic, nu, n-am timp de pierdut. Zic, nu, eu doar am ieșit să fac o promenadă, nimic altceva. Chiar nu vreau să intru în port, nu mă interesează, am văzut atâtea porturi și atâtea iahturi și bărci la, până acum, chiar nu mă interesează, doar că era un loc foarte frumos pentru înregistrare. În fine, aici, de aici începe vlogul de astăzi. Ca întotdeauna, dragilor, vă rog, nu uitați, dați un like, dați un share, comentați, mă ajută foarte mult să-mi cresc acest canal. Vă pup și haideți să vedem împreună Tangerul, partea asta însorită, frumoasă, de plajă. Deci Tanja Marina Bay. Mamă, cât, ce drum lung. Nici nu știu ce o să văd eu acolo. Preferabil ar fi să fie plajă. Am văzut în partea dreaptă o plajă, dar este super pustie și mi este un pic cam teamă. Așa că am preferat să merg pe aici și să vedem. Pare că aici este și Clubul Royal de Yachting. Văd eu câteva iahturi acolo, în bay. Iar în partea dreaptă am văzut oameni la plajă. Încerc să-mi dau seama dacă sunt femei în costum de baie. Mi se pare că am văzut o fată în costum de baie. Ce frumos se văd orașele pe partea cealaltă. Asta să dau un pic cu zoom. Thank you.
Am venit să mă prostesc. Mamă, ce mă enervează șnurul ăsta. Pentru că am telefonul. Da, am început să port în țări de genul ăsta telefonul prins de gât. Și acum eram noi înainte cu cheia de gât, acum suntem cu telefonul de gât. Ce să facem? Da, trebuie să ne luăm măsuri de precauție în țări de genul ăsta, altfel, na, nu știm niciodată, trebuie să prevenim înainte. Ce ziceți de viul ăsta din spatele meu? A? Super frumos. Astăzi chiar mă relaxez, mă simt super bine. Are o temperatură ideală aici în Tanger. Mai am câteva ore, nu o să mai stau prea mult pe afară, 2-3 ore, și apoi trebuie să mă pregătesc pentru mâine, pentru că o să iau din loc, merg în orașul albastru. Asta sunt sculpturi în lemn. Aici este o asociație muzicală. Și uite ce frumos. De n-am urcat la scări ca să ajung aici la Kazbah. Și încă mai am un pic împreună cu niște turiști francezi. Ne-am pierdut pe străduțele alea și bineînțeles că a venit un tânăr marocan să ne ajute în schimbul câțiva bani. N-am dat eu, au dat francezii, așa că am scăpat. Sunt turiști. Aud, toți acolo adunați să facă pozici. Hai că și azi a fost o zi frumoasă. O să mă îndrept încet, încet spre cazare. Trebuie să-mi pregătesc lucrurile pentru mâine. Trebuie să mai spăl una alta. Trebuie să editez. Am de editat o grămadă de vloguri din Marrakesh, așa că am treaba astăzi. Mă mai bucur de internet cu viteză mare, nu știu cum o să fie în orașul albastru. Sperăm că bine. Opa, cred că le-am stricat poza fetelor. Așa, pe aici am mai fost și ieri. În zona asta, dar sincer mi se pare cea mai frumoasă zonă din Tanger. Unde este fortăreața asta, Kazbah. Este cam nimerit prost aici cu copiii ăștia.
uitat de la mână până la gură cum se numește restaurantul ăsta, Kanzaman. Și mi-a luat vreo 10 minute să-mi dau seama pe unde e. Mi-am amintit că e chiar aici, lângă Marea Moschee. Deci dacă vreți să mâncați bine, sănătos, ăsta este restaurantul potrivit. Sunt lignită, abia aștept să mă duc să mănânc. Se pare că e tot doamna aceea. Perfect. Ia, ca să vă faceți așa o idee ce au pe aici. Deci ieri au fost ei drăguți. Eu am văzut că era un pic cam supărată doamna de acolo, de la casă, de salata, ales salata și după aceea mâncarea caldă se o pune separat pe o altă farfurie, știi? Haideți să vedeți ce mi-am luat astăzi. Mi-am luat iar un mix de salate. Salată rece, cum se zice, și cu mâncare călduță. M-a costat și cu apa 64 de dirham, adică 32 de lei. Dragilor, aici se încheie vlogul de astăzi, însă vă rog foarte mult să nu uitați să vă abonați, pentru că acest canal pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Este exact ca un bebeluș care crește, 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 cam așa văd eu acest proiect și am foarte mare nevoie de ajutorul vostru. Vă rog să vă abonați, exact cum am făcut eu acum, și să mergeți să vizionați toate vlogurile mele. Vă sugerez să începeți cu vlogul anterior din Tanger. Este un vlog mai lung, însă o să vă faceți o idee cât de frumos este acest oraș, pentru că știu că acest vlog de astăzi este cam scurt, însă cel anterior e fenomenal, extraordinar de frumos și așa o să înțelegeți cât de frumos și de minunat este Tangerul. Din punctul meu de vedere, Tangerul este un oraș unde mi-am găsit liniștea, mi-am încărcat bateriile ca să pot merge mai departe să vizitez și celelalte orașe. Așa că mergeți și vizionați Tanger, vlogul acesta, și nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că așa o să crească și canalul meu de YouTube. Următorul ar fi Rabat, Casablanca și vlogurile din Marrakech. Sunt vloguri absolut fenomenal de interesante. Aveți foarte multe de înțeles, de învățat, și dacă doriți să călătoriți în Marrakech, o să vă ajute foarte mult. Și nu spun asta pentru că le-am înregistrat eu, ci pentru că într-adevăr mi-am dat silința și sunt foarte multe lucruri interesante acolo. Așa că vă rog să mă sprijiniți, am nevoie de voi. Sunt sigură că vă place ceea ce am făcut până acum, iar noi ne vedem în următorul vlog din Șafșaoan. Șafșaoan, dragilor, este fenomenal. Se află pe locul întâi pe lista mea al orașelor din Maroc, așa că sunt multe de văzut în următorul vlog ce urmează. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!